Un român în vârstă de 49 de ani, rezident în Italia, a ajuns să fie încătușat. Este finalul unei anchete a carabinierilor care săptămâna trecută dusese la arestarea cumnatului său. Ambii bărbați sunt acuzați de agresiune sexuală. Ofițerii de la unitatea Caturandia, brigăzii mobile din Padova, Italia, au identificat și arestat un bărbat român de 49 de ani, care locuiește în Padova și care fusese condamnat la 12 ani de închisoare pentru agresiune sexuală în formă agravantă. Polițiștii au înmânat un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de procuratura din Padova și l-au dus imediat la penitenciar, unde va trebui să își ispășească pedepsa. Încă de săptămâna trecută, în colaborare cu Serviciul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Direcției Centrale de Poliție Criminală, ofițerii poliției l-au depistat în Islanda pe cumnatul bărbatului, un român de 47 de ani, condamnat și el la 6 ani de închisoare pentru aceleași fapte. Acesta din urmă a fost urmărit prin intermediul autorităților islandeze și extradat în Italia în baza unui mandat european de arestare. Pentru amândoi, condamnarea provine dintr-o anchetă desfășurată de Brigada Mobilă din Padova, condusă de adjunctul asistentului de poliție, anchetă în care a fost implicată o fetiță de numai 13 ani, nepoata bărbatului de 49, care fusese încredințată de mama sa cu ani în urmă. Tânăra, căreia i s-a refuzat posibilitatea de a merge la școală și orice libertate de mișcare, a fost supusă unor pedepse nejustificate și a fost constant insultată și bătută. În urma mai multor sesizări și investigații necesare, ofițerii de la Brigada Mobilă au constatat faptul că fata a fost abuzată sexual de-a lungul anilor, chiar și de mai multe ori pe săptămână, relatează știrdiaspora.ro.